presa urmează să fie hingherită la nivel european. Uniunea Europeană preconizează crearea unui consiliu alcătuit din toate ceneurile, din toate țările Uniunii Europene, care să îi vâneze și să îi sancționeze pe toți cei care, în concepția Uniunii Europene, transmit către populație informații sau comentarii care pot fi apreciate drept fake news sau acte de manipulare. Deci vor fi fugăriți, fugărite televiziunile, vor fi fugărite posturile de radio, site-urile și, mă rog, toți cei care, într-o formă sau alta, chiar persoane individuale transmit informații care sunt neconforme.